Municipalitatea Severineană cheamă în instanță Agenția Națională a Locuințelor. Acest fapt se întâmplă pentru că au fost constatate mai multe deficiențe. În plus, există lucrări care au rămas nefinalizate la blocurile ANL. Primăria speră ca în felul acesta să se deblocheze și situația apartamentelor care nu au fost date în folosință pentru că lucrările încă nu au fost finalizate. De ani de zile, zeci de tineri din Drobeta, Turnul Severin așteaptă să se mute în casă nouă construită prin Agenția Națională a Locuințelor. Doar că acest fapt nu se întâmplă pentru că reprezentanții agenției nu au alocat fondurile necesare în vederea finalizării lucrărilor. Sătui de promisiuni, reprezentanții municipalității au pregătit documentația și au de gând să ceară rezolvarea acestui conflict în instanță. În acest moment n-am putut, din punct de vedere legal, să corespondăm cu Agenția Națională de Locuințe, sau de fapt n-am primit răspunsuri la întrebările noastre și atunci am luat hotărârea să-i acționăm în judecată. La momentul acesta avem documentele pregătite să mergem în instanță, să vedem exact cine și ce mai are de făcut la aceste blocuri. Sunt foarte mulți tineri care așteaptă și noi tot aprobăm liste, dar în momentul în care trebuie efectiv să le predăm aceste apartamente, nu putem pentru că ele nu sunt gata. Nu mai e mult de lucru, 90%, măcar dacă instanța decide că primăria Turnul Severin ar trebui să fie cea care să continue aceste lucrări, le facem noi, dar trebuie să decide instanța. Dacă nu, să vină Agenția Națională și să dea drumul să putem intra în posesia acestor apartamente. Anunțul primarului Marius Creciu vine în contextul în care, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a fost aprobată lista tinerilor care au dreptul să primească o locuință ANL.